Extracția dentară trebuie efectuată doar atunci când dintele nu mai poate fi salvat sau când păstrarea lui duce la complicații. Când este indicată extracția dentară? De cele mai multe ori ajungem să extragem dinții din cauza carilor, mai ales acele carii care ajung să distrugă structura dentară până la rădăcină și dintele nu mai poate fi salvat. Uneori acele carii par a fi foarte mici, însă atunci când facem o radiografie și venim la consultație la medicul specialist, se observă că este mult mai profundă și acel dinte nu mai poate fi salvat. Un alt motiv de extracție dentară este, bineînțeles, boala parodontală. Atunci când ajungem să nu mai putem folosi dinții masticației și ne jenează, e clar că acel dinte este compromis și nu mai poate fi salvat. În alte situații, dinții se extrag în urma unor accidente rutiere sau sportive. Și nu puține sunt situațiile în care pacienții au lucrări dentare vechi, mai ales de metaloceramică, fabricate prin tehnologiile mai vechi, care se sprijină pe niște rădăcini dentare care în timp au dezvoltat niște carii și ajungem să constatăm pe baza radiografiei că acele rădăcini nu mai pot fi salvate și trebuie să le extragem. Extracția dentară poate fi rezolvată fără durere? La momentul actual se folosesc anestezice foarte potente care inhibă orice stimul nervos și respectiv orice senzație de durere în timpul procedurii. Și de asemenea, această procedură ar trebui făcută de către un medic specialist în chirurgie orală, pentru că el va avea și tehnica potrivită și timpii mai rapizi de execuție, astfel încât totul să decurgă fără probleme. Iar în cazul pacienților foarte fricoși, se poate apela și la tehnica sedării conștiente. Ne ajută un medic anestezist în această situație, îi administrează pe venă pacientului înainte de extracție anumite substanțe care îl calmează și pacientul se simte foarte liniștit pe perioada extracțiilor. Iar pentru o vindecare mai bună, apelăm și la tehnologia factorilor de creștere, adică plasma pacientului recoltată înainte de intervenție se centrifuchează și se aplică sub forma unor membrane gelatinoase în locul extracției, astfel încât să avem o vindecare foarte bună. Ne facem griji după o extracție dentară? Nu ar trebui să ne facem griji după o extracție dentară, însă vor apărea câteva semne care sunt normale pentru perioada de vindecare. Să ne așteptăm la o inflamație, la o umflătură în zona extracției, care va fi maxim abia în a treia zi după intervenție. De asemenea, poate fi o ușoară sângerare în ziua intervenției, o salivă roz mai degrabă, ceea ce n-ar trebui să ne sperie. Putem să simțim de asemenea și o ușoară jenă în zona extracției, însă nu durere. Totul este controlat de o rețetă prescrisă după intervenție și pe care trebuie să o urmăm pe perioada 5-7 zile. Rare ori se mai întâlnește și o contractură musculară după extracție, imposibilitatea de a deschide gura foarte larg. Această problemă se rezolvă printr-o gimnastică a musculaturii. Firește, e mai bine să prevenim problemele dentare care pot duce la extracție, însă atunci când aceasta se impune, puteți scăpa rapid și fără durere de această problemă, iar ulterior, după vindecarea locului, să inserăm și un implant dentar care va înlocui dintele lipsă.